peste 50.000 de victime doar în ultimii 3 ani. O creștere a numărului de cazuri cu 600% din 2001 și până în prezent. Atacuri fulger în state considerate până nu demult locuri pașnice. Toate aceste date despre atentate teroriste subliniază că omenirea se confruntă cu un fenomen fără precedent. Evenimentele recente din Franța, Germania sau Turcia întregesc tabloul teribil al unei planete aflate sub asediu. Iar existența organizației Stat Islamic, cunoscută și ca ISIS sau Daesh, a devenit o realitate cotidiană, un pericol mediatizat intens. Astăzi terorismul a luat forme dintre cele mai grotesce. Eu numesc formele de terorism care se desfășoară astăzi megaterorism. În prezent, într-adevăr, principala amenințare teroristă pentru spațiul european și în acest context pentru România rămâne Daesh și, în mod special, propaganda radicală pe care organizația o realizează. România, alături de celelalte state NATO, participă activ la lupta împotriva terorismului. Potrivit Europol, numai în anul 2015, structurile de la București au arestat 11 persoane suspectate de terorism. Mii de ofițeri ai brigăzii antiteroriste adună zi de zi informații și duc misiuni pentru a preveni tentativele de atac. România are un loc clar pe harta luptei cu terorismul. După ce Statele Unite a declarat război contra terorismului, război mondial contra terorismului, am crezut că teroriștii aceștia vor fi aduși la respect. Constatăm astăzi, după atâția ani, că dimpotrivă, nu numai terorismul acesta a suicidat, ci și statul terorist, statul islamic, care urmărește, are ca țintă formarea unui califat. Deci lucrurile acestea sunt foarte grave. Amenințarea teroristă a evoluat în timp. Cea cu care se confruntau înaintașii noștri din USLA s-a diversificat și s-a schimbat foarte mult. Este extrem de dificil să ne mai raportăm doar la o singură organizație teroristă. Și Al-Qaeda și Daesh au tendința de a se transforma în ideologii. În prezent cooperăm cu 100 de servicii de informații din peste 80 de state, iar profilul antiterorism este cel care ține, dacă vreți, sau are ponderea cea mai mare a cooperării internaționale în cadrul Serviciului Român de Informații. Lupta românilor cu terorismul nu a făcut însă mereu parte dintr-un plan global. Înainte de anul 1989 nu se vorbea de colaborare între servicii secrete, ci de interese proprii și izolare. Documentele și mărturiile de după Revoluție arată o față mai puțin eroică a unităților antiteroriste. Fosta securitate a colaborat cu organizații teroriste. Teroriștii cam veneau în România la odihnă aici sau la tratament. România comunistă a fost, din multe puncte de vedere, oaia neagră chiar a lagărului socialist. Iar această implicare a României în acțiuni de terorism în anii 80 a fost unul din aceste motive pentru care toate celelalte țări comuniste s-au distanțat. Good evening. I'm Howard K. Smith in Washington. Istoria antiterorismului în România începe în 1972 cu o tragedie petrecută la 1500 de kilometri distanță. The end of Arab terrorists broke into the Olympic Village apartments of the Israeli wrestling team. La München, în Germania, în timpul Jocurilor Olimpice, mai mulți membri ai organizației teroriste palestiniene Septembrie Negru au pătruns în clădirea delegației israeliene. Au ucis 11 ostatici. Masacrul de la München a dus la conștientizarea pericolului terorist, inclusiv la București. Auzise de Septembrie Negru de asta? N-auzise nimic. La noi în țară nu se vorbea de Septembrie Negru. La noi nu se vorbea de nimic. Nu exista decât o mașină de scris șcioapă și nenorocită. Telefoane mobile nu existau. Nu știam ce e la fax, în mod sigur. Dotarea a venit pe rând după ce s-a transformat în USLA. Totul era în ideea nu să
acționăm noi, să culegem informații și să spunem cam care este pericolul la fiecare. Pentru că au venit teroriști în țara noastră cu armament, i-am descoperit, nu i-am arestat, nu era, adică ideea era, asta era ordinul. Orientarea noastră a securității la vremea respectivă era să ducem acțiuni de influență, să chipurile noi să părem ca niște ocrotitori ai lor și n-au voie să facă pe teritoriul țării noastre acțiuni. La scurt timp de la atentatul de la München, România avea să se transforme într-un sanctuar pentru studenți arabi cu legături teroriste. Aceștia aduceau cu ei haosul politic din Orientul Mijlociu. Ceaușescu, care se dorea un arbitru între izraelieni și lumea arabă, i-a primit cu brațele deschise pe acești studenți, numai că ei au mutat problemele lor, conflictele lor de acolo, politice, pe teritoriul României. Aici e un document din 1985, o informare că servicii de informații ale anumitor țări sunt implicate în activități teroriste. Securitatea monitoriza foarte atent chestiunile astea și aveau informații foarte bune despre apartenența acestor studenți la mișcări teroriste. Iarăși o chestiune delicată, cât de mult a fost regimul de la București implicat în organizarea, prin intermediul acestor grupări, a unor acțiuni teroriste și cât din chestiunea asta era a fost pur și simplu o chestiune legată de pragmatism. Securitatea îi monitoriza pe acești suspecți, însă nu îi elimina. În anii 70, organizații teroriste, cum ar fi Septembrie Negru, Fatah sau Frăția Musulmană, aveau celule puternice la București. S-a ajuns în situația în care inclusiv creierul masacrului de la München ar fi devenit în cel mai mare secret informator al USLA. Unul dintre informatorii care aveam eu de rândul teroriștilor, el se numea Abu Daud. Asta a condus acțiunea de la München. Prin combinațiile care le-am făcut cu femei, cu chestii, cu nu știu ce, că le plăceau femeile lor, am reușit să-l aduc pe acest șef al Septembrie Negru pe vremea aia și venea cu valiza la noi și atunci, dar ne spunea, vedeți că e o valiză, e armament în ea, e pentru Belgia sau pentru... Și el se ocupa cu alimentarea, cu armament. Dar ne făceam că nu știm. Știam că fac terorism nu știu pe unde, ce țări. Șeful lor, Yasser Arafat, era prieten bun cu Ceaușescu. Și era indicația că să nu ne apucăm noi, să noi eram prietenii lor. La noi nu erau protejați, dar nici nu era o atitudine fermă ca să iei, să-i încarcerezi, să-i faci, nu știu ce. De ce? Mai curând se spune așa. Măi, vedeți că la noi nu se poate face nimic. Suntem cu ochii pe voi, avem posibilități de ripostă, avem curtare și nu știu ce. Și în afară de asta, noi îl cunoaștem pe șeful tău, Abu Daud. Du-te și spune lui Abu Daud că a zis colonelul Pisică să ne lase în pace, că ne supărăm și îți retragem orice fel de... Și îți arestăm toți oamenii și îți facem necazul. În ciuda compromisului făcut cu teroriștii, România comunistă nu a fost complet ferită de atentate. În 1977, mai mulți studenți arabi au luat cu asalt ambasada Egiptului din București. Motivele asaltului asupra ambasadei sunt încă subiect de dispută. În timp ce unii vorbesc despre o răzbunare pentru negocierile pe care le purta Egiptul cu Israelul, există documente care arată că studenții arabi erau de fapt supărați pe condițiile proaste din cămine.
Ăsta e documentul despre care vă vorbeam, informarea din 1977, trimisă de Direcția de Informații Externe. Este un act premergător a ceea ce s-a întâmplat, la ambasada Egiptului și, de fapt, chestia este că ei preconizau ca măsură de protest să oprească trimiterea de studenți și doctoranți în țara noastră. Știau, de fapt, situația, că situația era destul de tensionată și din cauza condițiilor de trai, dar și din cauza problemelor care existau în Orientul Mijlociu. Studenții respectivi erau cazați în campusul regie și beneficiau, în ghilimele, de aceleași condiții de care beneficiau și studenții români, adică se întrerupea curentul, se lua apa, nu aveau lumină și chestiunile astea de ordin organizatoric au evoluat și au tot creat o stare de nemulțumire. Pur și simplu câteva sute de studenți au năvălit peste ambasada Egiptului, escaladat gardurile, au intrat înăuntru, au încercat să dezarmeze paznicii și așa mai departe. La ambasada Egiptului s-a intervenit fără să se tragă vreun foc de armă. Nu toate evenimentele teroriste petrecute în România comunistă au rămas însă fără victime. Tragic eveniment în 1984, când un student palestinian a ucis cu un pistol un diplomat de la ambasada Iordaniei din București, chiar în fața hotelului București. Era dimineață, își ducea fata la școală și a fost împușcat în fața fetei. Vă dați seama, o chestiune absolut groaznică. Securitatea lui Nicolae Ceaușescu nu a văzut în teroriști doar o sursă de informații, ci și colaboratori. Într-o casă de la marginea Bucureștiului ar fi fost cazat unul dintre cei mai temuți teroriști ai secolului 20, faimosul Carlos Chacalul. Pe numele său real, Ilich Ramirez Sanchez a devenit la începutul anilor 80 punctul central al unei afaceri criminale cu rădăcini la București. Aici Radio Europa Liberă. Pe 21 februarie 1981, o bombă exploda la sediul din München al Radio Europa Liberă, postul care critica constant regimul dictatorial de la București. Bomba fusese plasată dintr-o eroare în apropierea secției cehe a radioului. Aici nu era niciun fel de obstacol, de aia l-am ales. Și era cel mai departe de paznic care era aici. Și România. Aici. După 1989, anchetele procurorilor germani au indicat că ținta ar fi fost redactorii români. Atentatul ar fi fost comandat bandei lui Carlos Chacalul de către regimul de la București, prin intermediul unei unități ultrasecrete a securității. Jurnalistul Liviu Tofan era angajat al Radio Europa Liberă în perioada atentatului. Atentatul de la Europa Liberă s-a produs într-o seară de sâmbătă. Eram atunci acasă și am auzit o bubuitură. Stăteam la vreun kilometru jumătate, spunem așa, în linia dreaptă, 2 km de radio. M-am dus imediat acolo, n-am putut să mă mai apropii de clădire, pentru că era deja înconjurată de poliție și pompieri. Putem să reconstituim din fotografiile făcute de poliție germană a doua zi. Uite aici, se vede sânge de la cei răniți. Asta e probabil la secția cehă, unde distrugerile au fost foarte mari, din fericire nu a murit nimeni. La mijlocul clădirii era o gaură. Nu a existat atunci niciun fel de indiciu că noi am fi fost vizați de atentat. A fost teamă și poate mai mult stupoare decât teamă, pentru că era foarte greu de conceput cine ar fi putut comite un asemenea act stupid și nebunesc. Era și a rămas fără precedent în tot războiul rece. După 1989, Liviu Tofan a publicat mai multe volume pe tema colaborării lui Carlos Chacalul cu securitatea. Documente din arhivele serviciilor secrete ungare și germane arată că România era un sanctuar pentru terorist. Relația dintre securitate și Carlos se realizează, de fapt, în vara lui 1979. Trebuia pedepsit Pacepa. Defectorul, îi vine cuiva ideea
că teroristul Carlos, având o carte de vizită foarte impresionantă, ar putea fi persoana potrivită pentru această misiune. În ceea ce privește Pacepa, Carlos refuză, dar odată relația București-Carlos stabilită, securității îi vin idei. Lui Carlos i-a cerut un atac care să scoată din funcțiune departamentul românesc de la Europa Liberă și, în mod special, să lichideze cu acea ocazie un redactor care în momentul acela deranja foarte tare conducerea de la București, și anume Emil Georgescu. Carlos a acceptat să facă acest comision pentru securitate pentru că avea nevoie în acel moment de sprijin, a primit de la securitate lucruri mult mai valoroase decât un milion sau două milioane de dolari. Cum au fost zecile de pașapoarte și permise de conducere contrafăcute. A primit armament. Bucureștiul a devenit baza lui europeană pentru un an și jumătate. Carlos Șacalul a venit la București în repetate rânduri. La el aveau acces doar câțiva ofițeri de securitate. Principalul om de contact al lui Carlos în România, Sergiu Nica, locotenent colonel, decedat, se spune, în vara lui 1995. Acest Sergiu Nica, spuneam, provenea din rândurile USLA, dar a devenit din 1979 șeful unei unități cu totul speciale. Eu am un document în care este vorba despre negru pe alb, despre existența acestei unități speciale. Între acțiunile pe care le menționează această notă, acțiunile unității 0544-R, se numără și, citez, aruncarea în aer a postului de radio Europa Liberă și lichidarea redactorului Emil Georgescu sunt de fapt acțiuni teroriste. Atacul asupra Europei Libere a fost o acțiune teroristă întreprinsă de teroriști, dar comandată de o autoritate a statului român. În 1994, teroristul venezuelan a fost prins în Sudan și condamnat în Franța pentru alte atentate comise. Nu a revendicat niciodată atacul de la Europa Liberă. Colaborarea securității cu Carlos Șacalul a făcut însă, după 1990, subiectul unei anchete penale și în România. Anchetă care nu a dus însă la nicio condamnare. Procurorul militar Dan Voinea l-a audiat inclusiv pe Nicolae Pleșiță, fostul șef al Direcției de Informații Externe. Nu s-a știut de aceste atentate până când nu s-a umblat în arhivele Stasi. Carlos la București se simțea foarte bine. Avea încredere și era foarte în autoritățile române care îl protejau. Această prietenie se datora în principal relațiilor pe care personal Nicolae Ceaușescu le avea cu șef de stat, în special cu Arafat. Încrederea atât de mare și prietenia cu această grupare teroristă că la un moment dat Carlos a adus-o și pe mama lui în România și a fost găsită în evidențele spitalului Elias. Pleșiță era foarte mândru de misiunea pe care i-a dat-o Ceaușescu de eliminare a dușmanilor Partidului Comunist din exterior. A căutat să justifice că aceste atentate au avut un rol, dacă vezi, de descurajare a celor care unelteau împotriva Partidului Comunist. El n-a fost condamnat pentru că dosarul cu rechizitoriu a rămas la parchetul general. Între timp, Pleșiță s-a îmbolnăvit, a decedat, nu mai știu ce, dosarul stă într-un fișet undeva. Asta ne spune că nu funcționează statul de drept, pentru că statul de drept trebuie să dea răspuns victimelor, în primul rând. Ori victimele de la Europa Liberă până acum nu și-au primit dreptatea. Pentru mulți foști ofițeri antiteroriști,
Capitolul Carlos Chacalul e pus mai degrabă pe seama siguranței naționale. Unii povestesc însă că de fiecare dată când un astfel de personaj venea în România, erau trimiși în misiuni de rutină. Deci a fost o situație, un paradox, dacă vreți, cu care adevărații antiteroriști nu au fost și nu vor fi niciodată de acord, să știți. Ce făceau profesioniștii USLA cât ăsta era în țară la noi? Păi aveau ce să face, îi trimiteau la misiuni de securitate și gardă, înțelegeți? Îi trimiteau la misiuni de să asigure traseul în zona cutare, că vine nu știu care. Păi era cu filaj pe el, era cu tehnică operativă și așa mai departe. Înțelegeți? Deci au fost și erori de genul ăsta. De chestia asta știau foarte puțin oameni. Ajunsese la urechile dumneavoastră? Altfel decât credeți. Cum? De exemplu, eram pus de la 10 seara până la 7 dimineața să păzesc un anumit sediu și să nu las să treacă pe acolo nimeni fără să fie legitimat și întrebat ce caută pe acolo. Nu mi s-a spus niciodată de ce, pe cine am, pe cine protejez. Nici acum nu știu. Nu l-ați văzut la față niciodată. Noi apărăm țara, nu apărăm că... Acum vor să apere toată lumea dacă se poate, dar nu. Nu e, nu știu dacă e bine. În primul rând trebuie să-ți aperi țara și apropiații tăi și când dai informații, dai și pentru. Și victimele pe care le făcea Carlos peste hotare după aia? Păi dar nu erau tăi noștri, nu erau... Erau oameni. Erau oameni, e adevărat, dar noi nu trebuia să apărăm toată lumea acum. Că... Spre finalul anilor 80, toate structurile statului făceau deja parte din aparatul de control asupra populației. Era cea mai neagră perioadă a regimului lui Nicolae Ceaușescu. Unii ofițeri antiteroriști se ocupau inclusiv de dosare de urmărire a unor cetățeni bănuiți că vor să emigreze. Am avut un caz documentat. Informația era de competența organului de securitate, în sensul că o familie de reprezentanți la rom urma să nu mai vină în țară. A existat o bănuială că respectivul a fost ofițer de securitate acoperit și tot felul de fantezii de genul acesta. Sesizarea noastră a făcut-o directorul Companiei Naționale de Aviație, care era colonel. A făcut apel la noi să verificăm această informație. Eram puțin încărcați cu activități de volum non-teroriste, să ne țină ocupați ca eventual să nu vedem, să nu observăm eventualele abuzuri care se mai comitau sub ochii noștri. Pe măsura trecerii timpului și în special în anii 80, pe sfârșitul anilor 80, USLA era deja cu arme și bagaje trecută în categoria unităților care trebuiau să acționeze cu scop represiv. Lucru mascat sub sintagma de terorism. Doru Guguilă din Galați a fost declarat terorist de către regimul comunist. În anul 1984 a încercat să fugă din țară. A vrut să deturneze un avion de pe ruta Arad-București, înarmat cu un pistol furat și un dispozitiv explozibil improvizat. Decizia a luat-o după ce a fost condamnat la un an și 4 luni de închisoare pentru că a condus o motoretă fără permis. Bărbatul susține însă că era oricum pe lista neagră securității. Pe exemplu, mai făceam uneori manifeste, le băgam pe la ștabi prin cutiile poștale. Totdeauna am fost un rebel. Mi-am dat seama că nu am scăpat, că mă voi cu orice preț în închisoare. Și am luat decizia să fug, dar am spus să o fac să se vadă clar că e din motive politice. Știam că urmează să aibă loc în ianuarie ori plenară CC, ori mai adunare națională. La o astfel de plenară CC al PCE urmează să fie prezent prin secretar. Știam totodată că nu o să am doar un prin secretar în cursa aia, ci o să am doi. Planul meu era ca, în armat fiind bineînțeles că nu cu mâna goală pot să detonez un avion, voi putea pătrunde la echipaj, puteam să-l pun foarte bine pe pilot automat să-i fixez ruta și avionul zbura bine mersi până la Viena. Dispozitivul exploziv era mai mult o cacealmă.
Am făcut să semene că cu o bombă reală, cu ceasul meu de la mână electronic, cu două fii trase la mișto pe sub el, așa să pare că e o bombă reală, activă. Nu, n-ar fi explodat. Deci aveam un singur glunte și el a pățeat-o. Și m-am gândit, dacă cumva nu va reuși intenția mea de a detona avionul și nu voi reuși să-l detonez și să scăp în libertate, să ajung dincolo, mă voi sinucide. Ofițerii USLA l-au imobilizat în avion înainte să apuce să-și pună planul în aplicare. A fost împușcat în umăr, arestat și anchetat. A fost condamnat la moarte, pedeapsă comutată ulterior la închisoare. Pedeapsa cu moartea și confiscare totală a aviei în baza articolului 107.2. Aveau o viziune tipic comunistă, îngustă, asupra aspectelor de genul ăsta, asupra unor astfel de întâmplări. Băieții s-au gândit că eu fac parte din organizații teroriste, domne, care m-a pus la cale să fac detonarea asta în contra securității statului român. Ei n-au conceput nicio clipă când le-am spus că eu sunt doar un român mândru care nu accept și disperat, care nu accept să fiu călcat în picioare. Și poate mai mult să-mi fie răpită libertatea. După Revoluție, Doru Guguila a fost eliberat. Viața în libertate însă nu a mai fost aceeași. Mi-au distrus toată viața, domnule. Mi-au distrus toată viața. Mi s-a spus dacă eu sunt un criminal. Așa i-am perceput. Dacă vreau să moară oameni, făceam bomba aia funcțională și în momentul în care securistul nu mă asculta, aruncam în aer avionul. Că tot i-am hotărât să moară și eu, nu? Dar eu nu sunt un criminal, chiar n-am vrut să omor pe nimeni. Asta este o problemă care încă e subiect de dispută. Ceea ce se consideră a fi act de terorism, să te sui la bordul unui avion, să iei o statici, pe orice fie regim sau ideologie, este un act de teroare. Însă, toate aceste lucruri trebuie luate cu această mare adendă, și anume că era vorba despre un regim represiv, iar cei care îndeplineau aceste acte disperate până la urmă, pentru că nu erau chestiuni foarte normale, o făceau doar în scopul de a scăpa de aici. Odată căzută cortina de fier, americanii, foștii inamici ai blocului socialist, au devenit aliatul strategic. În prezent, brigăzile antiteroriste sunt axate pe lupta cu organizația Stat Islamic. Ce vreți să faceți? Bagă-l aici, pată! Cineva nu se atentați la siguranța cetățenilor din Târgu Secuiesc. Cel mai recent caz în care a fost implicat un cetățean român nu are însă legătură cu ISIS. În anul 2015, un etnic maghiar din Târgu Secuiesc a fost reținut pentru că ar fi plănuit un atentat în timpul paradei de Ziua Națională a României. Beche Ișvan, membru activ al unei organizații care militează pentru autonomia Ținutului Secuiesc, a fost interceptat în timp ce plănuia să detoneze o bombă confecționată din petarde, exact când parada militară ar fi trecut prin fața casei sale. Nu intrăm în detalii legate de puterea acelui dispozitiv exploziv. A construit un dispozitiv exploziv pe care intenționa să-l amplaseze într-un loc public și să-l detoneze în condițiile în care în acea zonă urma să aibă loc o manifestație, deci într-o zonă foarte, foarte aglomerată, cu scopul de a transmite un mesaj politic. Cred că avem toate elementele constitutive ale unui act terorist. Aș lăsa justiția să spună dacă a fost într-adevăr un act terorist sau nu. La 2 ani de la eveniment, Beche Ișvan se află sub control judiciar. În Târgu Secuiesc însă, bomba neexplodată a lăsat ceva urmări. O vreme, românii s-au temut, nu mai spun de faptul că zile în șir pe urmă au avut loc în oraș mitinguri de susținere a domnului Ișvan. Frica era mai mare, gândindu-ne ce s-ar fi întâmplat dacă chiar reușeau, să zicem așa, gândit cu toții la faptul că nu puteau să vină românii să ne susțină, să ne sară, cum se zice, în ajutor, și ieșa ceva foarte, foarte dureros. Ne-aș dori și merg pe premisa aceasta, că a fost o glumă. Printre maghiarii din localitate, afacerea nu are nimic de a face cu terorismul. Oamenii vorbesc de o înscenare. Astea au fost povești. Aici a fost întotdeauna o relație foarte bună. După părerea mea, ați văzut că a dat drumul și crezi dumneata cineva care sare în aer propria casă. Dar din București totdeauna a fost cicălit aia de sus, că cum aștia mi se ceartă între ei. Teroriștii sunt în alte parte.
structurile respective sunt foarte vigilente. Era normal ca unul care chiar dacă vrea să glumească, l-ai prins cu o glumă proastă și îl iei în serios. Deci tânărul acela, eu zic că a glumit și autoritățile noastre au vrut să spună că nu prea le arde de glume nesărate. Astăzi, structurile antiteroriste vorbesc despre colaborarea cu aliații occidentali. Există însă voci care cer ca trecutul nebulos din perioada comunistă să fie clarificat. Ei făceau paradă că luptă pentru siguranță și securitate națională. În realitate, cei care luptau pentru o Românie liberă, pentru o Românie stat de drept, ei au ajuns să fie vânați ca și criminali, infractori și așa mai departe. În toată istoria asta oarecum sordidă a antiterorismului din perioada comunistă, există și o componentă pozitivă. Toată activitatea asta intensă dusă împotriva de documentarea activității diverselor celule teroriste din înainte de 1989 a dus la crearea unei baze de date foarte importantă. Cred că ăsta este un motiv sau unul dintre motivele cele mai puternice pentru care Statele Unite consideră România ca un partener foarte important pentru această zonă și pentru lupta aceasta împotriva terorismului. O analiză a RAND Corporation, un think tank american, arată că, deși și-a restrâns teritoriul, ISIS ar fi reușit să-și infiltreze sute de membri activi în Uniunea Europeană. Se vorbește deja despre o diaspora a terorismului. Statele lumii fac eforturi de apărare fără precedent. NATO va aproba în perioada următoare înființarea unei structuri speciale care să monitorizeze amenințările teroriste. Hotărârea ar putea însemna un nou capitol în lupta globală cu terorismul, în care România are rolul ei.